Bună, dragii mei, astăzi voi face orez cu carne de pui la cuptor, iar pentru această rețetă voi folosi o ceapă mai mare tocată mărunt, un ardei gras tocat mărunt, doi morcovi dați prin răzătoare, aproximativ 500 de grame de carne de pui. Eu am avut pulpe superioare pe care le-am dezosat, o cană de orez, puțin ulei pentru prăjit, condimente. Am aici delicat de găină, aici rozmarin, piper proaspăt măcinat, turmeric, coriandru, sare după gust și la final pătrunjel și mărar proaspăt din grădină. Am pus o oală pe foc în care voi adăuga puțin ulei. Și îl voi lăsa la încins, iar apoi voi adăuga celelalte ingrediente. Mai întâi de toate voi căli carnea de pui. O voi lăsa 2-3 minute la călit, apoi voi adăuga ceapa și celelalte legume. Voi adăuga și puțină sare. A venit timpul să adaug și ceapa. Morcovul. Ardeiul gras. Și le voi mai lăsa încă 5 minute la călit. Dar mai întâi voi adăuga puțin piper proaspăt măcinat. Din nou sare. A sosit momentul să adaug și orezul. Ok. Voi amesteca puțin. Voi pune și delicatul. Iar la o cană de orez voi adăuga 3 căni de apă. Eu am pus apă călduță. Amestecăm. Acum voi pune și condimentele. Rozmarin, cam o linguriță. Curry, de asemenea. Turmeric.
Vreau să vă spun că eu am pus orezul nespălat, deoarece am considerat că nu este nevoie să-l mai spăl. Iar acum mâncarea este gata pentru a fi pusă la cuptor. La cuptorul încins, la 250 de grade, pentru aproximativ 45 de minute. Dragii mei, mâncarea de orez cu carne de pui este gata. Arată într-un mare fel și este super delicioasă, deoarece am gustat-o. Uitați cât de bine arată. Orezul este fiert. Se face foarte rapid. Și v-am spus, este delicioasă. Îi voi adăuga acum și pătrunjel la final și mărar. Eu vă urez poftă bună și nu uitați de like, share și abonare. Iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Pa, pa!